Domnule președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi, declarația politică pe care o fac astăzi are un singur scop clar și foarte precis. Condamn ferm orice demers al actualei puteri de a încălca sau amenința una din valorile democratice fundamentale și anume independența presei. Domnule Dragnea, dragi colegi, încetați să vă mai folosiți de instituțiile statului pentru a închide gura presei, presei independente care refuză să vă servească. Presa, domnilor, peste tot în lumea civilizată, este câinele de pază al democrației, nu câinele de companiei al unui guvern sau al altuia. Ați cerut investigații privind modul de finanțare al anumitor publicații. Aici mă gândesc la G4 Media, Rise Project, Realitatea TV, Hot News, Press One, Digi24, Epoch Times și multe, multe altele. Apoi, domnule Dragnea, când v-a explodat valiza în față, ați somat jurnaliștii de la Rise Project să-și dezvăluie sursele, invocând respectarea regulamentului european privind protecția datelor personale, și ați amenințat pe aceștia cu o amendă colosală. Doar că, ce să vezi, până și Comisia Europeană apreciază că amenda pe care platforma de investigație Rise Project ar urma să o primească ar fi un abuz de legislație, un abuz împotriva regulamentului privind protecția datelor personale. Presa a fost și trebuie să rămână un arbitru al cetății. Știu, dragi colegi, că aveți în ADN-ul vostru politic frauda. Știu că v-ați găsit arbitrii care au putut fi tocmiți, pe care i-ați putut tocmi. Mă scuzați că intervin. Chiar dacă citiți, insultele nu sunt permise. Dar vă cer și vă rog să vă opriți din încercarea de a elimina, prin metode murdare, restul arbitrilor onești din presă. Ocupați-vă de treburile țării, de aceea sunteți la guvernare. Pentru asta sunteți aici, pentru asta v-au votat oamenii. Ocupați-vă de construcția și reparația drumurilor, de școli și de spitale. Lăsați presa și justiția să-și îndeplinească menirea. Știți, în epocă, Balzac spunea că pentru el, Rusia este o autocrație care se sprijină pe alcool. Parafrazându-l, ea o spune că România de azi, cu voi la guvernare, se îndreaptă spre autocrație care se sprijină pe abuz, minciună și fraudă. Domnule președinte, suntem la declarații politice. Cred că pot să fac orice declarație. Excepția insultelor, dacă n-ați înțeles acest lucru.